nașterea Domnului nostru. Ziurele de ziurele trebuie să știm cum a fost. Ziurele de ziurele n-a fost în pat pe perină. Ziurele de ziurele nici în casă cu lumină. Ziurele de ziurele ce a fost într-o foiată. Ziurele de dobitocească, ziurele de ziurel. Și când s-a născut Hristos, ziurele de ziurel, Irod a fost mânios. A trimis poruncă în țară, ziurele de ziurel, pe toți pruncii să-i omoare, ziurele de ziurel. De 2 ani și mai în josul, ziurele de ziurel, să-l taie și pe Hristosul, ziurele de ziurel. Pe Hristos nu l-au tăiat, ziurele de curata nu l-a dat-o, ziurele de ziurel. O câtva ietă prin cetate, ziurele de ziurel, și împrejururile toate, plângeau din minți ieșite, ziurele de ziurel, mamele nenorocite, ziurele de ziurel. Când vedeau morind pe ziurele de ziurel, pruncilor se răpunși de suliți, ziurele de ziurel. Sau când îi vedeau călecați, ziurele de picioare de soldați, ziurele de ziurel. Și-apoi în ceta se plânesul, ziurele de ziurel, când Irod mori și dă
sol, ziurele de ziurel, când irod mor.